Bună seara, dragilor, și bine ați venit la o nouă ediție Look Monden, ediție în care vă prezentăm ultimele știri mondene despre vedetele care strălucesc în fața reflectoarelor. Și pentru că ne plac mondenitățile, ne plac și fotbaliștii, pentru că ei sunt mereu în lumea mondenă, dar ne plac și artiștii care se transformă și ne plac evenimentele și ultimele interviuri. Pregătiți-vă, pentru că avem o nuntă specială. Despre ce este vorba, aflăm totul din titlurile acestei serii. Echipa națională de fotbal a artiștilor s-a întors cu fruntea sus de la campionatul mondial desfășurat la Moscova. Prezentatoarea TV, Anca Rusu, se pregătește de cununia religioasă, ce va fi una cu adevărat specială. Nicola ne pregătește o surpriză muzicală. Mai multe despre noua sa piesă și videoclipul său în câteva minute la Look Monden. Dacă fotbaliștii pot fi artiști la capitolul cucerit femei frumoase, atunci înseamnă că și varianta inversă este adevărată, adică și artiștii pot fi fotbaliști buni. Drept urmare, România a ajuns vicecampioana mondială la campionatul artiștilor fotbaliști. Așadar, haideți să-i vedem pe Adrian Enache, atacant, Aurelian Temișan, portar, și Cornel Păsat, mijlocaș. Aurelian Temișan, Adrian Enache și Camara sunt doar câțiva dintre artiștii care au demonstrat că nu sunt învingători și aplaudați doar pe scenă, ci și pe terenul de fotbal. Echipa națională a artiștilor fotbaliști din România s-a întors acasă de la Moscova cu medalia de argint și titlul de vicecampioană mondială, iar Look Monden i-a întâmpinat la aeroport. Senzațional, ne doream de 5 ani de zile să se reia acest campionat. A fost făcut în 2007 la Sochi, în 2008 la Novorossiysk, în 2007 am ieșit pe locul 6 din 16, în 2008 pe locul 4 din 16 și iată, de data asta am mai urcat încă două locuri. Eram la un pas să luăm Marea Cupă, dar se pare că brazilienii, care sunt o nație născută pentru a juca și pentru a dansa și a cânta, și-au apărat titlul. Le-am găsit slăbiciunile brazilienilor acum în această formulă și eu cred că până la anul avem timp să penetrăm această apărare a Braziliei și să facem în așa fel încât această cupă mondială să poposească și la noi măcar un an de zi. În ultimele 4 minute cu Brazilia am ratat 3 ocazii, putea să fie 4-3 pentru noi. Dar așa a fost să fie. Mihai Lazar. Dar în privința Rusiei ne-am împăcat cu istoria, am bătut cu 3-0. Mihai Lazar. Ne-am împăcat cu istoria cu turcii, 9-0, așa că am răzbunat tot ce mai era de nebătut. Belarusul. La Smârdani am măcinat și astăzi la Moscova i-am și ridiculizat. Cu istoria ne-am împăcat. Ura! 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 Cum te-ai descurcat? Eu cred că am făcut tot ce am putut mai bine. Am avut o apărare foarte bună, printre primele apărări ale campionatului. De altfel, numai Brazilia a avut o apărare mai bună decât a noastră, pentru că au primit doar 2 goluri, iar noi am primit 4. Sărbătoriți în seara asta. Fiecare dintre noi și-a dorit să ajungă la familie, la copii. Probabil că în seara asta mulți dintre cei care au copii îi vor strânge în brațe. Noi, cei care nu avem copii, vom strânge un ursuleț de pluș, da? Și de-abia de mâine începe distracția, probabil, pentru fiecare. Adrian Enache a fost sărbătoritul campionatului. Împlinirea vârstei de 47 de ani l-a prins pe artist pe terenul de fotbal, unde a avut parte de o surpriză inimaginabilă. Cea mai mare performanță și bucurie pentru mine în afara câștigării titlului de vicecampion mondial a fost ieri. Adrian Enache, da, lasă-mă să spun pe bune. A fost ieri de ziua mea când am împlinit 47 de ani. Nu-i arăți. Așa, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Așa, când tot stadionul Torpedo s-a ridicat în picioare și mi-au cântat la mulți ani, inclusiv și Robert Niță. A fost ziua lui Adrian Enache și a jucat în echipa lumii, lăsând gluma la o parte. Turneului a fost ziua lui Aurelian Temișan. Da, a început turneul de ziua mea pe 3 iunie, s-a terminat aproape de ziua lui Adrian pe 11, dar pe 12 a avut parte de acest meci al lumii cu selecționata Rusiei, în care a fost titular și el și eu și Cornel Păsat și Andraș Ion de la România și am avut ocazia să-i cântăm împreună la mulți ani cu tot stadionul, cu toți cei prezenți, indiferent din ce țară erau, au cântat Happy Birthday to you. Nerăbdătoare și dornică să-și vadă tatăl, Diana, fiica lui Adrian Enache, l-a așteptat la aeroport și l-a răsfățat cu îmbrățișări. L-am încurajat și am fost la curent cu toate rezultatele lor. Și nu doar la telefon, cât și pe Facebook. Ai pregătit un cadou tatăle? E surpriză, nu vreau să îl dezvălui acum. Vede-i la casă. Dar știi cam ce și-ar dori? Da, știu. Ok, abia aștept să aflu, sunt curios.
și melodia lui Gil Dobrig. Hai acasă, hai cu mine. Artiștii au fost întâmpinați la aeroport cu urale și aplauze, iar aceștia nu s-au lăsat mai prejos și au surprins într-un mod plăcut publicul cântând în cor o piesă compusă în avion pe drumul de întoarcere către țară. Civilă bifată urmează doar cea religioasă. Prezentatoarea de știri Anca Rusu ne vorbește despre acest eveniment fericit din viața ei, având în vedere că mâine se căsătorește pe plajele din Grecia. Un caz fericit în care o relație de pe Facebook a ajuns la un final fericit. Cu ce surprize își răsfață soțul și ce fel de rochi și-a ales vedeta, ne povestește chiar ea într-un interviu. Le dorim mirilor plajă însorită, fericire și casă de piatră, deoarece iubirea arde între ei. După o cununie civilă care a venit ca o adevărată surpriză pentru Anca Rusu, prezentatoarea TV se pregătește pentru ceremonia religioasă, care va avea loc pe 19 iunie pe o insulă din Grecia. Detalii despre eveniment, dar și despre relația pe care o are cu soțul ei, Ștefan Lungu, ne-a oferit chiar proaspăta căsătorită. Eu cu Ștefan ne-am cunoscut pe Facebook. Știu că pare așa, pare ceva neserios, nu atunci când spui că ai cunoscut o persoană pe Facebook, dar așa a fost. M-am îndrăgostit dintr-o fotografie în care l-am văzut și așa a început totul. Iar nunta surpriză a fost mai mult decât m-aș fi așteptat vreodată, adică nu mi-am imaginat că ar putea să facă așa ceva pentru mine. Dar cum ai avut încredere? Doar vorbim pe Facebook? Ce ți-a dat încredere în el? Primul test la care l-am supus pe Ștefan a fost testul tatălui meu. Tatăl meu e o persoană specială în sensul că își dă foarte bine seama de caracterul unui om doar privind o fotografie. Și primul lucru pe care l-am făcut a fost să-i arăt fotografia lui Ștefan, tatălui meu, care mi-a confirmat și mi-a spus că din privirea lui își dă seama că e un om foarte bun și că merită să încerc. Și prima întâlnire cine a propus-o? Prima întâlnire, nu știu dacă a fost neapărat, a fost ceva mai special, așa. Cred că amândoi am am lucrat la prima întâlnire. A fost o seară specială, dar prefer să păstrez amănuntele pentru mine. Și nunta acum, el a spus că mergeți la o ședință foto? Nu el, nu. Nu, propunerea a venit din partea unei reviste, Glossy. Mi-au propus să fac o ședință foto în Toscana, mi-au spus că e o ședință foto cu rochii de mireasă la un castel de acolo. Totul a fost foarte bine gândit. Probabil că dacă mi-ar fi spus Ștefan de lucrul acesta, m-aș fi prins că e o surpriză, dar așa nu mi-am dat seama. Și atunci când am fost în Toscana, am plecat împreună cu redactorul de la revista respectivă, cu fotograful, cu toată echipa, adică totul a fost foarte bine gândit și tocmai de aceea nu mi-am dat seama că mi se pregătește ceva. Nu ți-ai fi dorit să-ți organizezi tu nunta, să-ți alegi tu rochia? Nu, acum realizez că nu și am să spun și de ce. Pentru că e un stres foarte mare pentru o viitoare mireasă. Adică se stresează din absolut toate detaliile. Dar de ce vă duceți tocmai în Grecia? Ducem în Grecia pentru că acolo era programat concediul nostru. Grecia e o țară ortodoxă. Nunta noastră deja a avut loc.
Și atunci am zis că nu are sens să mai organizăm altceva aici, pentru că ar fi trebuit să invităm foarte multă lume și probabil că mai făceam încă o nuntă, practic, și nu ne dorim lucrul acesta, vrem să rămână unic momentul nunții. Și pentru că tot suntem în Grecia, suntem cu doar 4 prieteni acolo, 2 dintre ei ne vor fi nași, ceilalți 2 vor fi cavaleri și domnișoară. Și va fi ceva foarte intim, frumos, Grecia e țara noastră de suflet, e locul în care mergem în fiecare vară. Și la anul vom merge tot în Grecia în concediu, așa că am zis de ce nu. Și ți-ai ales ținuta? Da, voi purta cealaltă rochie de mireasă. Ștefan, atunci când a pregătit nunta, mi-a pregătit 2 rochii de mireasă din care eu să aleg. Am ales-o pe cea din dantelă pe care am purtat-o acolo în Toscana și mi-a mai rămas rochia a doua. E o rochie foarte vaporoasă, așa, din mătase, foarte fină. Și te potrivește perfect cu o plajă însorită din Grecia și o voi purta. Care a fost cea mai minunată surpriză care ai făcut-o? La întrebarea asta cred că vă poate răspunde chiar el. Nu știu, între noi doi a început acum ceva timp un război al surprizelor. Un război pe care eu l-am declanșat. Prima surpriză pe care i-am pregătit-o lui Ștefan de ziua lui a fost un flash mob într-un restaurant. El a mers în restaurantul respectiv crezând că urmează o întâlnire de afaceri și de fapt a fost un dans, o coreografie special făcută pentru el. Dansatorii erau infiltrați printre clienți, unii erau ospătari, alții erau hostese și așa mai departe. Iar la final toată lumea a cântat la mulți ani și am apărut eu cu prietenii și cu tortul. Anul trecut am realizat un film special pentru el, pe care l-am difuzat într-o sală de cinema, pe care am închiriat-o special pentru prieteni și pentru el. Pe el l-am chemat la film și am zis că vom vedea o comedie, dar de fapt am văzut împreună cu prietenii un film declarație de dragoste pe care l-am filmat special pentru el. Astea au fost surprizele mele, dar e adevărat că surpriza lui le-a întrecut pe ale mele. Înainte de Revoluție, așteptăm cu sufletul la gură spectacolele organizate în oraș. Cele 2-3 ore de program la televizor erau suficiente, gadgeturile lipseau cu desăvârșire de telefon și acela doar fix beneficiau puțini, iar scrisorile înlocuiau cu succes discuțiile interminabile de pe Facebook. În câteva minute la Luc Monden puteți afla ce amintiri plăcute păstrează din perioada comunistă Monica Tatoiu, Alin Oprea sau Iuliana Marciuc. Nicola se pregătește pentru expediție la munte. Artista știe să îmbine utilul cu plăcutul, deoarece se pregătește de filmările pentru noua piesă, Te iubesc. Ne-a dezvăluit câteva elemente cheie din scenariu, dar și pasiunea ei pentru copii. Păi este greu să o imaginați pe Nicola ca și o profesoară severă? Vă dau dreptate. Cred că mai degrabă ar da ea în mintea copiilor. Mult iubita cântăreață Nicola pregătește o nouă surpriză muzicală. Ne face o declarație de dragoste cu piesa Te iubesc. Chiar dacă a trecut destul timp de la celebra piesă Lângă mine, Nicola promite o nouă revenire. A fost așa un fel de revoluție a muzicii. Și de la Lângă mine, care a fost în 2002, am ajuns să scriu Te iubesc în 2013. Pasiunea artistei pentru muzică a rămas aceeași, iar piesa recent lansată vine cu un nou sound prin folosirea unor instrumente exotice de percuție. Un Te iubesc există și sunete de bongoțuri. Îmi place foarte mult instrumentul ăsta și cred că o să țin bongoțurile cu mine toată filmarea. Am întrebat-o pe când putem aștepta un videoclip și am încercat să aflăm care va fi scenariul. Videoclipul în vara asta. Aștept să se mai stabilizeze vremea, pentru că unde vreau eu să-l filmez, chiar nu trebuie să plouă. Unde, da. Deși toată lumea preferă la mare, pentru că e vară, eu vreau la munte. Mă gândesc la un foc de tabără, pe care nu vreau să mi-l stingă ploaia. Hai că ți-am zis mai multe, na? Nicola ne-a dezvăluit că are o pasiune ascunsă, și anume copiii. Ce ar fi făcut dacă nu ar fi avut voce? Cred că aș lucra foarte bine cu ei, adică și un fel de profesoare, dar nu, e prea pompos termenul ăsta, nu. Pentru că eu sunt așa, degajată, sunt relaxată, nu m-ar considera o profesoară, m-ar considera una dintre ei, știi? Pentru cei cărora nu le este frică să iubească, audiție plăcută! Scrie în cuvinte-ți aparții.
Urmează să discutăm un subiect foarte sensibil cu câteva dintre vedetele noastre care au copilărit sub conducerea tovarășului Ceaușescu. O întrebare care ne macină pe toți, dacă era mai bine sau nu înainte de 89. Totuși, amintiri plăcute cred că avem cu toții legate de acea perioadă, însă haideți să vedem cum văd lucrurile. O femeie de afaceri, un artist, o prezentatoare TV și un prinț și o prințesă. De-ai fi tu sarcie la mal, m-aș face râu la umbra ta. Ehe, cum erau vremurile de altă dată? Ce conta că în timpul regimului ceaușist nu puteai să ieși din țară sau că accesul la informație îți era cât se poate de limitat? Concediul era concediu, avea aceeași slujbă până ieșeai la pensie, iar concurența acerbă lipsea cu desăvârșire. Le-am rugat pe vedete să evidențieze diferențele dintre stilul actual de viață și felul în care trăiau înainte de 89. Acum 23 de ani, dacă nu. Eu eram în timpul liceului și chiar în clasa a 12-a când revoluția a venit, dar trebuie să spun că începând din clasa 10-a eu mi-am lăsat plete indiferent ce se întâmpla, puteam să mă aresteze, puteam să mă dea afară, nu conta, eram rocker și vreau să fiu așa mai departe. Așa că am fost primul și singurul rocker din liceul de muzică de la Cluj care a avut plete. M-am certat cu profesorii, m-am certat cu partidul, cu UTC-ul, cu toți, dar nu a vrut să mă tund. Înainte de 90 eram studentă și acum nu mai sunt și aș vrea să mai fiu. Da, înainte de 89 eram studentă, eu am terminat facultatea în 1989 și am făcut-o deci în ultimii 4 ani, din 85 până în 89, o viață studențească foarte frumoasă, nu știu dacă este la fel de frumoasă acum cum a fost în vremurile noastre, cu excursii, cu ceaiul, cu petreceri, așa se numeau, mama mă lași la ceai, astea erau petreceri la care, iată, noi ceream voie să ne lase, cu mai puține cluburi decât sunt acum și cu alte preocupări, în sensul că ne adunam și vedeam, de exemplu, casete video, cât un film pe care îl prindeam și ne uitam, sau ne adunam și mergeam la teatru, de multe ori în matineu, la teatrele de dimineață, de duminică dimineață, țin de că nu exista duminică fără matineu, și în rest în excursii și în locuri foarte frumoase în care ne adunam. Studenția a fost foarte frumoasă. Asta a fost pentru mine viața dinainte de 89. Există însă și amintiri frumoase din perioada comunistă. Era mult mai liniștită, citeam mai mult, aveam mai mult timp, mâncam mai sănătos și mă întâlneam mai des cu prietenii decât o fac astăzi. Am și niște amintiri plăcute din perioada respectivă. Sunt lucruri pe care, din păcate, le-am pierdut după Revoluție. Am pierdut unitatea între noi, am pierdut... ideea generoasă de prietenie. S-au născut clasele sociale, bogații și săracii, s-au născut cluburile de fițe și cluburile nașpa, etc., etc. Lumea s-a diversificat astfel încât au creat mai multe clase sau clăsulețe sociale. Deci era mai bine atunci? Nu era mai bine atunci, sigur că nu. Era mult mai rău atunci pentru că libertățile noastre erau zero, era mult mai rău pentru că nu aveam ce mânca, era foarte rău pentru că nu aveam libertatea cuvântului, era foarte rău pentru că nu puteam vizita lumea dacă vrem să trecem granița, nu puteam să o traversăm că ne împușcau ăștia pe la graniță. Cum s-au schimbat lucrurile între timp? Care sunt avantajele cu care a venit la pachet noul sistem politic și social? Acum e o viață trepidantă, plină de emisiuni, slavă Domnului, de întâlniri cu oameni speciali, cum se întâmplă la emisiunea mea, și din când în când astfel de mondenități, care înainte de 89 nu erau, în care mai cunoști la fel oameni interesanți, mai faci un schimb de telefoane, de impresii și mai afli ce se mai întâmplă. Este mai bine acum față de atunci, de înainte de anii 90? E clar că e mult mai bine, nu? Când m-am căsătorit în România în 96, prietenii care au fost invitat la această căsătorie, primul căsătorie regal în 50 de ani, de fapt, a venit la Intercontinental, a venit în valiza cu mâncare. Asta a fost imaginea atunci. Nu cred că e la fel. Dar acum, că avem un restaurant de 5 stele, avem un restaurant superb acum în București, s-a schimbat destul de tare. Da. Sunt la pensie. Și sunt rentieră și fac exact lucrurile pe care îmi place să le fac. Asta este avantajul bătrâneții, dacă ai înțelepciunea să o iei așa. În ciuda crizei economice, obiectele destinate copiilor, precum leagănele sau cărucioarele, au evoluat în ceea ce privește prețul, cât și tehnologia de care beneficiază. În câteva minute la Luc Monden aveți ocazia să vedeți care este ultimul trend în ceea ce privește cărucioarele pentru bebeluși și la ce prețuri se vând acestea.